Dezvăluiri picante despre vedeta X. Acesta este titlul care atrage zilnic 10.000 de cititori. Viețile personale ale vedetelor trezesc un mare interes în rândul românilor care nu se pot abține să nu citească presa mondenă. Ultimul studiu arată că tabloidele se mențin în topul celor mai citite publicații din România. Vânzătorii de ziare explică de ce acest gen de presă este cel mai solicitat. Trăim vremurile care le trăim, suntem așa cum suntem și oamenii vor să-și mai descrie. Crestească funcțiile. Știți cum e, ați văzut și televizorul, rating, cine face? Scandal. Așa că noi mergem înainte după ei. Nu mai cumpără ca anii trecuți, dar în special cei mai bătrâni cumpără, că tineretul nici atât nu mai cumpără ziare sau cărți. Și sunt interesați de presa mondenă? Da, majoritatea cumpără, da. Pentru locuri de muncă în special. În afară de publicațiile locale, giurgiuvenii obișnuiesc să cumpere și ziare mondene. Sunt atrași nu neapărat de știrile despre vedetele autohtone, ci mai ales de anumite rubrici, cum ar fi rebusurile sau cele cu rețete culinare. Ce ziare obișnuiți să cumpărați? Nu prea cumpăr, decât programul, atât îl iau pentru fete. Presa mondenă vă interesează? Nu am timp de așa ceva. Nu am. Mai mult servici cu copiii, nu am timp de presă. Nu neapărat presa mondene, dar asta am cumpărat de când a apărut după Revoluție. Ce vă place cel mai mult în ziar? Ziarul. Sunt mai multe rubrici, sunt mondenității, știrii. Eu nu mă interesează prea mult scandalurile și lumea mondenă, că nu mai am vârsta necesară de așa ceva. Presa mondenă vă interesează? Nu. Sunt sătulă de... Drăgușanca, nu vreau nimic să mai aud. Ne-a zăpăcit pe toți, pe cuvântul meu de onoare. Nu mai ne-am săturat. Să mai bage, Dumne, și altceva, că chiar ne-a zăpăcit. Presa mondenă vă interesează? Mai puțin. Sunt prea multe probleme ca să ne mai intereseze și presa mondenă. Potrivit celui mai recent studiu național de audiență, cel mai citit ziar din România rămâne Click, cu o medie de aproape 600.000 de cititori pe apariție. Libertatea se află pe locul al doilea, fiind citit zilnic de peste 400.000 de persoane, iar pe următoarele locuri sunt Gazeta Sporturilor și ProSport, ambele cu peste 300.000 de cititori.